Bună dimineața, domnul prim-ministru. Bună ziua deja. Înțeleg că v-ați trezit foarte de dimineață. Da, de obicei sunt foarte matinal. Cam pe la ce oră vă treziți? Depinde de ora la care mă culc. Dacă adorm la 2 și se întâmplă des în ultimul timp, în jur de 7. Alminteri la 6 sunt în picioare. Am înțeles. Micul dejun, în ce constă? 2 cafele. 2 cafele? Nu mâncați nimic? Nu mai apuc să mai mănânc nimic. Atunci, în drum spre serviciu, vă opriți să luați un covrig, o merdenea? Nu. Îi aștept pe colegii de la birou să vină și îi tapez de câte un sandwich. A, în sfârșit cineva care e de la colegi. Foarte bine, domnule. Da. Foarte bine. Așa se proceda din liceu. Asta este. Care venea cu sandwich-ul ăla care e mai șmecher, mai mare, filialul ăla mai mic. Foarte bine. Mișcare faceți? Mai aveți timp? În ultimii 2 ani, din păcate, nu, dar am să mă reapuc oricum. Trebuie să mă pregătesc pentru candidatură. Trebuie să fiu fit. Da, așa e. Revista presei, unde o faceți? Acasă, în drum spre serviciu sau la serviciu? În toate momentele când am timp. Și acasă, având cafeaua în față, și apoi știrile le citesc în flux continuu, că vin pe tabletă sau pe telefon. Nu e un moment anume. Mâncarea de aici, de la Împinge Tava, de la Senat, cum vi se pare? Habar n-am cum e, că n-am fost niciodată. Păi ar trebui să mergem o dată împreună. Poate să sperie lumea de noi că nu ne-am văzut pe acolo. Mergem o dată. Nu, dar și asta ți-a timp. Și să mai pierd o oră în plus nu e cum. Vă mulțumim și succes!